Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Suntem la a 6-a etapă din Campionatul Național de Viteză în Coastă, la Teliu, pe drumul național 10, care leagă Brașovul de Buzău. Este de altfel etapa mea de casă, pentru că aici mi-am petrecut o bună parte din vacanțele mele de vară și acum iată am onoarea să conduc la limită, complet în siguranță, pe un drum închis de poliție. 363 de zile pe an e drumul care leagă Brașovul de Buzău și invers, evident. Însă, o dată pe an devine un traseu spectaculos pentru Campionatul Național de Viteză în Coastă, iar traseul e înșelător, cu viraje care cer din când în când ofrandă și viraje de stângă care toate seamănă între ele, dar e și rapid, cu 4 porțiuni senzaționale de viteză. Nu ai cum să nu iubești acest drum. Însă emoțiile nu au lipsit. În prima zi de recunoașteri, Dode și Costia au avut probleme cu ambreiajul pe cele două mașini pe care le pilotează, Renault Clio R3 și Dacia Logan STCC. Ca în filmele de Hollywood, Dode și-a reparat mașina în parcul de servici, iar până la răsăritul soarelui a lucrat și la Loganul lui Costi. Iar duminică dimineață, ambele au fost gata de concurs. Așa a arătat pentru mine prima manșă, cu cel mai bun timp la debutant și al doilea loc la grupa A1. Apoi, înainte de cea de-a doua urcare oficială, a început să plouă. Mi-am asigurat însă locurile obținute la grupă și la clasă, însă cu greu, pentru că mașina a derapat constant. Podiumul debutanților, Marian Andrei, Cristian Lupu, Cosmin Balan. Podiumul clasei A1, Rareș Cârciția, Marian Andrei, Cristian Lupu. Dode a urcat excelent pentru un loc 3 la grupa H3. Alexandru Mira, Gabriel N, Aurelian Andronache. Iar Costi și-a asigurat și el locul 1 la clasa mașinilor cu tracțiune spate, unde e lider în clasament.
Iar Kamenov, colegul din Bulgaria, a făcut o urcare rapidă pe ploaie pentru locul 2 în clasamentul general. Podiumul pe echipe, Iaco Racing Team, World Racing 2, World Racing. Mai sunt doar două etape în campionat. Următoarea e la Câmpul Lung Mușcel, pe 23 și 24 septembrie. Ne vedem acolo!